O să vorbim și despre pasiuni și așa mai departe, dar ajunsesem într-un punct, Mugur, în care vorbeam de politică. Tu, după ce te-ai oprit din, să zicem, colaborarea cu Proul, ai început și pe la Canal D, ai avut o perioadă. Da, am avut două, și ulterior ai virat tot spre politică. Ai, dacă nu mă înșel, ai virat președinte executiv la Ecologiști? Nu. Nu? S-a intrat în UNEPR? Nu. Cum a fost? Deschisesem business-urile, mergeau toate ok, după care pe vremea unui mare președinte s-a luat o decizie în care a fost modificat codul fiscal, legea organică a Parlamentului, peste noapte, prin ordonanță de urgență. N-a ieșit nimeni să strige noaptea ca hoții. Da. Au intrat în faliment în a doua zi 125.000 de IMM-uri. 125.000 de IMM-uri amenințate cu o creștere a TVA-ului peste noapte de la 19% la 24% sub pretextul crizei economice. În condițiile în care Ministerul Dezvoltării, condus de doamna Udrea la acel moment, primea finanțare 4 miliarde de euro pe an ca să facă parcuri și pârtii. Pentru că astea erau prioritățile României. Adică n-aveai acoperiș, puneai parchet. Da. Ploua în casă, dar tu puneai parchet. Viziunea economică a celor distruși m-a făcut să intru, să candidez independent la primăria sectorului 5. Am candidat ca independent și m-am bătut cu o alianță foarte normală din punct de vedere ideologic. Adică PSD cu PNL, celebra USL, reprezentantă pe vremea aceea, în sectorul 5, de un domn reprezentant al meritocrației românești, și anume Marian Vanghelie. Am ieșit pe locul 2. Da. Înțelegi? Am tras-o ca semnal de alarmă. Pentru că nu poți să-ți bagi joc, mă, de noi, la nesfârșit. Ai fost amenințat în acea campanie? Ce-arme? Ai fost amenințat? Ai primit amenințări pentru candidatul? Nu, că erau prea puternici împreună ăștia doi. Nu s-au chinuit. Nu s-au chinuit să mă amenințe. Da. Atunci a fost și... Am avut public și dosarul de mi l-au scos pe urmă. Acum 2 ani, de securistul. Au spus să ia exact ce s-a întâmplat. Da. După care... Am încercat să fac politică, am fost propus și validat ca președinte la Partidul Verde din România, pentru că m-am gândit, e greu să înființez un partid, hai să luăm un partid și să... Care în principiu sună bine. Care în principiu, da. Problema este că resursa umană a acelui partid nu era pe același calapod cu mine. Și nu pot să fac compromisuri. Și în momentul ăla am zis, mie nu-mi trebuie niciun scaun, poftim. Ai plecat. După care, da, la vreo 2 ani de zile, am avut niște prieteni foarte buni, oameni zdraveni la cap și cu CV-ul, care au zis, hai mă cu noi, uite, la UNEPR. Și mi s-a părut, dar ce UNEPR-ul? Păi, uite, sunt mai mult militari, mai asta. Și m-am gândit, băi, probabil dacă vin pe o zonă în care există și o rigoare militărească și găsim și oameni ca ăștia doi prieteni ai mei pe acolo, probabil se poate face treabă. Erau ei doi și poate mai erau încă vreo 5-6. Erau oameni de calitate și acolo, doar că... Prea puțin. Prea puțin. Prea puțin. Și am plecat și de acolo, pentru că nu poți să faci... Bun, nu sunt om al compromisului de genul ăsta. Un partid ca să... pentru că atât de mult a fost aruncat în derizoriu cuvântul politică și partid, ăștia au tot interesul să-l arunce în derizoriu. Pentru ca lumea să nu mai fie interesată de treburile astea și să-și vadă în continuare de... Apropo de, hai să zicem, scheletul ăla din dulap pe care ți l-au găsit. De? Tu ai scheletul din dulap, cum se zice. Ce schelet în dulap? La perioada cu așa numită colaborare cu securitatea. Ce schelet în dulap? Stai un pic. Lasă-mă era publicat în 2010. Lasă-mă să-ți adresez întrebarea. Asupra care au revenit. Cum ai început să fii iară vocal? Da, s-a revenit asupra publicului. Da.
În acest moment ai un proiect. Ai un proiect de țară. Da. Chiar ai un proiect de țară. Ai o idee. Am un proiect de țară. Vrei să faci niște lucruri, da? Nu te temi că te vor șantaja non-stop sau te vor ataca non-stop cu această poveste? Cu ce? Cu așa numită eu nu am nimic de ascuns. Absolut nimic. Aceea, eu sunt un bun încasator. Pentru că atunci când încasezi de la țânțari, nu te deranjează. Înțelegi? Faci așa, te scarpini, mergi mai departe. Că nu mă afectează cu nimic pe mine. Eu nu am... Pot să zic că am greșit în viață ca om, da, de multe ori, pentru că sunt om. Greșesc. Sunt supus greșelii. Dar în ceea ce privește acel episod, coloana vertebrală, acel episod am mai spus-o. Mi-ai spus-o. Băi, fraților, Facebook. Deci gândește-te exact ca ăla de l-a luat la ucrainieni pe ziaristul ăla, l-au burdușit bine, era cu ochiul vânăt și te-a pus să zici citește ce asta sau îți iau capul. Același lucru se întâmpla pe vremea aia, așa se întâmplă în dictaturi. Te ia ăla în armată, ți-a dat scatoalcele și a zis de mâine la canal sau te executăm la batalionul disciplinar sau ce vrei să spui și tu copil la 18-19 ani, ce era să faci? Trebuia să te lași omorât? Nu, că aveai toată viața în față. Scriai, plângeai, încasai. Asta se numește bullying. Ți-am zis exact ca la ăla în Belarus. Apare ăla frumos, Lukashenko se poartă bine cu mine. Eu sunt foarte bine tratat. El este un președinte minunat. Același lucru trebuia să fac eu, ca să supraviețuiesc. Asta au scos-o de... Pentru că le este teamă de un om. Ei știu că acești tineri din ziua de astăzi, care n-au trecut printr-un astfel de episod și habar n-au ce înseamnă să poți să-ți pierzi viața într-o oră din cauza unei delațiuni sau din cauza unui sistem agresiv cu foarte mulți torționari dispuși să execute aceste ordine, nu pot să perceapă dimensiunea represiunii care ți s-ar fi întâmplat. Pentru asta există Wikipedia sau ce naiba există. Da, nu, ți-am spus, nu mă gândesc. Dar te întrebam dacă te tem de faptul că te puși așa la nesfârșit. Absolut deloc. Cu acest episod. Asta e o găselniță ordinară pentru că îi deranjează faptul că un tip ca mine este vocal, are idei pertinente și atunci abat atenția de la idei. Ai și know-how, ai făcut niște afaceri. Exact. Nu au cu ce să mă agațe. Nu sunt în afaceri cu statul, nu sunt în scandaluri de ale lor, nu sunt, am o carieră în spate, am o școală în spate, o educație în spate, am și greșeli, categoric am greșeli, dar nu despre asta e vorba. Și plus că eu spun lucrurile pe nume, la mine ce e în gușă și în căpușă. Nu stai, frate, cu mine să... Te întorci în politică? Dacă este să mă întorc în politică și voi face ceva care nu s-a mai făcut nicăieri pe zona politică, nu în România, nicăieri în lume nu s-a făcut. Și o voi face începând de la sfârșitul iernii ăștia sau începutul iernii viitoare, voi face încercarea de a construi primul partid politic open source. Adică mă voi adresa în primul rând celor 70% de oameni care nu m-au încredere în mocir la ultimilor ani. Ultimilor 30 de ani, nu ultimilor 2 ani. 30 de ani. 70%. Și voi face partidul începând exact de la piramidă către vârf. Nu cum fac ăștia. Venim noi, vizionarii, călăreții, descălecătorii. Nu. Începem când construiești o casă, începi cu temelia, nu cu coșul. Ce va însemna asta? Adică? Asta va însemna următorul lucru. 70% ne reprezentați. Aveți aici platforma online, totul. Platforma pe care să spuneți în localitatea cutare, pe postul cutare, în asta, pentru cine ați ieșit la vot de mâine, cine vreți să vă reprezinte pe domeniul ăsta în localitatea cutare, sau cine vreți să vă fie ministru, cine vreți să vă fie nu știu ce, pentru cine ați ieșit voi la vot. O să am o armată de oameni care vor tria atacurile concurenților sau celor care nu vor să ai succes? Mediocrilor. Și cei care vor fi aleși vom sta de vorbă cu ei. Vom avea și noi propuneri, vor avea prietenii mei, toți oamenii din mediul ăsta academic, cu cariere, cu CV-uri, vor avea acele propuneri, le punem acolo, le publicăm CV-ul și îl dăm la presă. Și zicem, doamna presă,
Spuneți-mi și mie, omul ăsta, CV-ul lui, este adevărat sau nu e adevărat? Nu mă interesează că e să îmbracă în gri, că a făcut odată cu mașina sau în tinerețe, a fumat ca câțu. Nu mă interesează lucrurile astea. CV-ul lui. Este pe bune sau? Este pe bune sau nu e pe bune? Tot pe aceeași platformă online vor avea publicate toate reformele pe care le propunem. În primul rând, la fel, eu vreau să încep cu baza unei societăți, și anume reforma sistemului de educație. Ai educație, ai viitor. N-ai educație, ești mort. Deci, practic, vrei să reformezi învățământul astfel încât să pregătească niște tineri toate sistemele, pentru perioada în care trăim. Toate sistemele acestui stat care ne-a adus unde ne-a adus. Pentru că sistemele toate s-au degradat. Ele sunt supuse entropiei mai rău ca în orice altă națiune. Prima, pentru că este temelia oricărei națiuni, este educația. După care, amendarea legii funcționarului public. În sensul în care? O visez. Asta am propus-o din 2012. Și o visez asta. În sensul în care? În sensul în care, în momentul T plus 2, asta îmi doresc, asta propun, dar este, va fi în dezbatere publică. Eu, unul, am o viziune. Dacă oamenii achesează sau vor să modificăm asta, vom avea 3 ani de zile în care vor consulta acea platformă, vor veni cu idei, o vor scrie și ăla va fi documentul. Și oamenii aleși de ei vor fi cei care vor reprezenta. Nu eu, Mugur Mihăescu, eu vor fi doar vocea lor. Atât. Restul vor fi numai oameni posibili. Ce se întâmplă cu funcționarul public așa cum vezi tu astăzi? Păi, hai să luăm de exemplu orice instituție a statului. Să o numim instituția X. În momentul T plus 2 avem băieții de la computere care îmi fac programul de informatizare și după care există pe loc restructurare. Adică, cum se numește, că e pe o lege, 108 sau nu mai știu care, în care tu o redenumești și zici pe noua schemă, pe noua fișa postului, am nevoie nu de 5.000 de oameni, cât sunteți la ora actuală, am nevoie de 500. Pentru ăsta concurs filmat online și dat online, acolo, să fie văzut de toată lumea. Da? Restul mi-l face computerul. Asta visez eu să fie. Deci toate posturile scoase la concurs? Tot. Tot, mă. Tot. Tot, în toate domeniile statului. Să mai văd eu pe vreunul cu Spiru Haret pe acolo. Bine, poate sunt unii care au absolvit Spiru Haret, sunt foarte buni. Ăia doi sau care? Nu știu. Ăia doi. Nu vreau să generalizez. Nu, nici eu. Dar am înțeles ce zici ca idee. Ai înțeles ca idee, da? Cam așa. Și pentru asta trebuie să amendez legea funcționarului public, care e lege organică. Ce o să fac? Să o amendez ca boc legea codului fiscal peste ordonanță de urgență? Să iasă funcționarii publici în piață să zică noaptea ca hoții? Întreb. Am înțeles ce spui. Dar eu pun în dezbatere publică. Ce șanse îți dai să reformezi acest sistem? Dar nu este șansa mea. Este șansa celor 70%. Dacă ei cred că mai există o șansă și eu prezentându-le oameni în fiecare seară de genul ăla pe care îl aduc în emisiune și oameni pe care ei îi văd în jurul lor și care se întreabă, bă, dar de ce nu e ăsta acolo? Eu cred că șansa nu este... Eu, Mugur Mihăescu, o duc bine, mă. Mă, eu o duc bine. Toată lumea mă întreabă, bă, de ce nu stai tu în banca ta, mă? Bă, ce trebuie, mă? Ai bani, ai familie. Ai putea să te retragi? Plimbă-te, mă, du-te la golf, du-te, mă, la pescuit. Bă, nu pot. Nu pot, pentru că așa am fost creat eu de mămicuța și tăticuțul meu. Când tu mă calci pe mine în picioare, eu nu pot să stau, mă, ca ciobanul din Miorița, să aștept să-mi dai cuțătul în cap. Să spun și unde să mă îngropi. Nu pot. Deci dacă o fi să-mi dea în cap cu ceva, o să-mi dea în cap. Eu nu o să mai știu, nu o să mai fie problema mea. Nu mi-e frică nici măcar de asta, nu mi-e frică de moarte. Pentru că e naturală, e normală. O să învăț să crăp și la treaba asta. Dar nu pot să accept să văd cum mi se năruie niște vise mie și unei generații întregi de oameni care am stat, am învățat pe brânci, am încercat să ne descurcăm în niște medii de afaceri sub orice critică de impredictibile și de pline de controle, de trimiși acolo numai să facă șpăgi, puși acolo fără niciun fel de merit, numai să te caute ca să-și ia șpagă și asta, să strângă bani să dea la partid. Eu nu pot să accept așa ceva, mă. Pentru că sunt la vârsta la care mi-a ajuns treaba asta.
Mi-a ajuns. Așa că pun platforma la dispoziția tuturor, 70% din cetățenii acestei țări. Care nu se regăsesc, spui tu... Care nu se mai regăsesc în niciun fel de reprezentare politică. Da. Luați-mă, fraților, luați, spuneți-vă cine vreți să vă reprezinte, ce vreți să facem, uite, ăstea sunt propuneri, așa mergem pe platforma asta, o îmbunătățim, stăm la discuții și pe cine vreți voi, păi ai luăm. Atât. Nu stau să vin eu. Eu sunt Mugur Mihăiescu și împreună cu X și cu Y începem să dăm directive că facem așa și așa. Păi ce e asta, mă? Unde s-a mai pomenit treaba asta? S-ar putea să fie periculos pentru domniile lor. Pentru că e un precedent și dacă precedentul va ieși, s-ar putea să fie periculos în mai multe țări. Nu, din punctul meu de vedere, e clar că un sistem corupt nu se va reforma niciodată. E un nonsens. N-ai cum. E un nonsens. Pentru că sunt oameni prin partide, cum discutam, în toate partidele politice. Oameni care au intrat acolo crezând că pot să reformeze. Și n-au reușit. Păi n-ai cum, pentru că în spatele tăi sunt clica de murături care sunt oameni buni, sunt de-ai noștri. Hai că băiatul e de la... face și el. Nu. Oamenii ăia sunt deschiși cole așa în platforma aia, pentru că ești pentru ei platforma. Dar reforma asta se duce către toate domeniile, inclusiv toate servicii domeniile. Secrete. Tot. Nu servicii secrete. N-ai. Ce treabă ai tu cu serviciile secrete? Ăstea te deranjează pe tine, de fapt, în țară? Serviciile secrete? Nu știu, n-am... Pe mine, unul ca cetățean, nu mă deranjează, mă, serviciile secrete. Mă gândesc doar la faptul că din ce în ce mai mulți oameni au senzația că nimeni nu ne mai protejează. Sau că, inclusiv în servicii, de exemplu, au intrat oameni care nu mai știu ce înseamnă România. Asta este treaba serviciilor secrete, să-și facă curat dacă... Să autoreformeze? Bineînțeles. Că dacă cei care, de exemplu, le conduc în acest moment nu mai protejează România, cum? Nu cred așa ceva. Nu? Nu cred. Adică nu spun că așa este. Nu cunosc această zonă și nu cred. Oamenii pe care îi mai cunosc din zona asta sunt niște oameni de o calitate absolut uluitoare. Bineînțeles, că sunt mulți. Nu pot să generalizez, pentru că eu cunosc doar zona mea, bula mea de prieteni cu care mă mai intersectez. Unde va merge reforma? Că mulți se plâng că sunt foarte multe și reforma merge... foarte multe discuții în spațiul public în ultimii ani. Pe mine, individ, așa. Pe mine individ nu mă deranjează la ora. Este vorba de a prioritiza. Prioritizarea unui program de genul ăsta, de renaștere națională, trebuie să pornească, așa cum ți-am spus, cu temelia. Temelia înseamnă reforma educațională. Pe urmă, temelia trebuie să crească cu stâlpii, adică omul potrivit la locul potrivit. Îți trebuie 1000 de înalți funcționari publici. Cu 1000 de înalți funcționari publici care să facă școală pentru asta, pregătiți în 3-4 ani, tu conduci toată administrația României. Toată. Cu ăștia și cu o echipă de informatică. Nu-ți trebuie mai mult. Nu-ți mai trebuie nici nepoți, nici nepoate, nu-ți mai trebuie să stai după autorizații cu dosar cu șine. În momentul în care tu ești, de exemplu, constructor și vrei să faci o casă, ai acolo niște standarde, stasuri și îți alegi ăsta, îl bifezi, trimiți dosarul, îți vine tot online acasă. Și odată cu dosarul online acasă, sosește la ușă poc domnul inspector care vine așa, zice, la punctul 2C37, aveți asta? Bifat. Zici că că vreau să te provoc sau, mă rog, pornind de la chestia cu securitatea, încerc eu nu știu ce chestii subversive. Eu am senzația că inclusiv la nivelul serviciilor în acest moment, se poate aplica o strategie sau o filozofie, o abordare de genul ăsta, pentru că sunt convins că foarte mulți oameni pregătiți acolo, cu adevărat, și care fac lucruri extraordinare la underground, cu specificul meseriei pentru țara asta, dacă voi nu ajunge, sunt lăsați în funcțiile dacă care voi le-a ajunge meritat. Vreodată în situația asta, voi să-i cunosc, fii sigur că voi avea o discuție cu oricine, din orice domeniu, orice breazlă. Ți-am spus, problema mea ca simplu cetățean la ora actuală este prioritizare. După care trebuie să prioritizez economia României. Economia trebuie să fie total predictibilă. Vreau să nu mai existe, să eliminăm cât mai mult din impozit. Înseamnă să ai o strategie pe niște ani. Exact. Vreau să elimin cât mai mult din impozitul pe muncă. Pentru că impozitul pe muncă prea mult duce la munca la negru. Exact. Înțelegi? Eu nu vreau să simtă omul că după ce că muncesc, când tot se îndepărtează de muncă, tu mai îmi ieși taxe și mă jupoi. Înțelegi? Pensiile, uite, cea mai simplă. Vreți să reglați pensiile? Păi vă spun foarte simplu cum să le reglați. Pensia se plătește după împlinirea vârstei de 65 de ani. Punct.
Vrei să ieși la pensie la 49-41 de ani, cât a ieșit aia, sau 42? Ieși, mă, la pensie. Banii de la mine îi vezi după ce împlinești 65 de ani. Până atunci nu vezi un leu. Ce e atât de greu? Și nu ți-i calculezi pe ultimul an. Nu, cât ai dat, mă? Cât ai dat? Uite, ți-i indexezi cu inflație, ți-i indexezi cu o dobândă, eventual, pentru că m-am folosit de banii tăi, după care îți primești banii. După 65 de ani. Cu excepția categoriei întâi de muncă. N-ai cum să umbli la săraci oameni care sau au... zona sportivă sau, mă rog, unde sunt alte criterii. Nu, alea strict legate de rezistența fizică. Da. Nu mi-ești tu, mă, că ești, nu știu, magistrat sau nu mai știu, te pensionezi la 58 de ani. 38 de ani? Da. Tu ce ai față de un profesor, mă? Sau față de un doctor? Ce ai tu în plus așa? Ce ai tu în plus? Să-ți plătesc eu pensia când tu ai 49 de ani. Nu ți-e, mă, rușine, mă? Cum ai vorbit despre asta? Mă, nu ți-e rușine? Da. Pe bune, nu ți-e rușine să ceri pensie la 49 de ani, mă? Da. Nu le... Păi nu le... Nu le... Da, i-au cerut pensie. Deci vor reformă... 49 de ani. Vor reformă, scriem colo așa pe platformă. Asta este doar ce gândește Mugur Mihescu. Tu acum ești într-o discuție strict cu Mugur Mihescu. Pe platforma aia... Sper să fie în discuție... 70% plus o mare parte din ăștia 30% care s-au dus crezând totuși că se mai poate reforma un cancer. Cancerul nu se poate reforma, cancerul doar se extirpă. Atât. Da, aici e însă o luptă complicată. Hai la final să intrăm pe o parte mai umană așa. Întrebări simple. Ești matinal sau te trezești târziu? Târziu. Matinal doar la pescuit. Doar la pescuit. Da. Deci te culci și târziu. Cel mai mare eșec din viața ta? Nu. Există acest moment? Eșec? Nu. Nu. Deci nu, n-ai un astfel de moment. Câte ore sunt de ajuns pentru a te odihni? 8 ore. Trebuie să dormi 8 ore. Da, ai o minim, problemă dacă... minim 8 ore. Da. Deci trebuie să dormi 8 ore. Cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut? Există așa ceva? Cadou? Păi nu știu dacă... Lucruri pe care ți l-ai cumpărat, în care ai investit, ai crezut că trebuie să ți l-ai. Când aveam boala cu mașinile, de mi-am luat Lamborghini, atunci poate. Atunci. Da. Deci Lamborghini. Femei pe care ți le-ai dori în partid? O, sunt multe. Și vreau să iau legătura cu Asociația Femeilor de Afaceri. Pentru că... Dar, de exemplu, în partid eu nu doresc o organizație de femei. Mie mi se pare discriminatorie chestia asta. De ce să nu fac și asociații de câini sau de porumbei? De ce? Nu tot om ești? Eu nu pot vota. Adică nu tot om ești? Top 3 chestii pe care le urăști. Prostia? 2. Prostia? 3. Prostia. Prostia. Top 3 politicieni români. Există așa ceva? Politicieni? Da, oameni politici nu. Am înțeles. Deci nu o să-i nominalizez pentru că nu merită. Da. Oameni de bună credință în partide? Da, există. Sporturi preferate? Fotbal și golf. Fotbal și golf. Da. Locuri de vacanță preferate? Miami, insulele grecești și Delta Dunării. Și top 3 pasiuni și am încheiat. Păi, pasiunile sunt aceleași cu golf, pescuit și a treia pasiune mai mare, așa, nu identific de ce aș minți, nu este suficient de pasiune. Da. Poziții sexuale preferate, glumesc. Mulțumesc foarte mult. Capră. Mulțumesc foarte mult pentru prezență în emisiune. Urmează emisiunea ta. Da. Meriți. Care se adresează oamenilor pe care îi consideri? Nu, se adresează celor care privesc și care cred că care nu mai există. Vedea oameni. Care cred că nu mai există speranță. Asta este vorba. Mugur Mihescu, doamnelor și domnilor, în continuare îl găsiți în acest platou, într-o altă, să zicem, Poziționarea scaunelor. Cu un invitat surprinzător, rămâneți cu Metropola TV. Numai bine, ne revedem mâine seară de la ora 21.